Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la interviurile Reperul TV. Sunt Aura Cristian. Invitatul meu din această seară este domnul Marius Humelnicu, senator PSD de Galați. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Să le spunem telespectatorilor noștri că în cadrul acestei emisiuni vom avea și un interviu pe care l-am realizat în cursul zilei de astăzi cu domnul Dan Nica, europarlamentar PSD de Galați, interviu pe care o să-l vedem pe parcursul emisiunii. Pentru început, domnule senator, este o perioadă aglomerată, generată de începutul anului electoral. Vom avea alegeri locale, alegeri europarlamentare, alegeri parlamentare și alegeri prezidențiale. Dumneavoastră, ca om politic și, în general, oamenii politici, mai aveți timp să vă ocupați și de adevăratele probleme ale românilor? Și mă refer aici la prețurile mari, la scăderea puterii de cumpărare, la proiectele investiționale din fiecare comunitate? Da, să știți că, într-adevăr, anul acesta va fi foarte aglomerat, pentru că avem ceea ce a spus cele 5 runde de alegeri. Da, europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale cu cele două tururi. Și trebuie să știți, suntem obligați să avem grijă și de tot ce înseamnă creșterea economică, de investiții, de un climat, de o stabilitate economică și socială. Mai ales noi ca Partid Social Democrat, de fiecare dată atunci când am fost la guvernare, am zis că și există o creștere economică, cum a fost aceasta din anul 2023 de 3,2%, cea mai mare din PIB, cea mai mare din Uniunea Europeană. Acest lucru trebuie să se vadă și în buzunarul românilor. Ceea ce înseamnă că am crescut atât pensiile 13,8 din ianuarie și din septembrie, pe recalculare va fi din cei 4,6 milioane de pensionari, 3 milioane vor avea, pe o estimare, o creștere a pensiilor și, într-adevăr, să eliminăm acele inechități. Sunt lucruri tehnice, le-am discutat în alte emisiuni și credem că, într-adevăr, avem nevoie de o stabilitate. Este perfect adevărat că dacă vom avea alegerile începând în iunie, europarlamentare, locale, da, septembrie, apoi noiembrie și decembrie, din păcate și noi, pentru că trebuie să mergem să vorbim cu cetățeanul, da, cu gălățeanul, cu brăileanul, cu românul, să spunem ceea ce vrem să facem, ceea ce am făcut și ceea ce vrem să facem, bineînțeles că vor apărea probleme în tot ce înseamnă actul de guvernare. De aceea și hotărât coaliția, astfel încât să avem alegerile europarlamentare, cu cele locale să avem comasate aceste alegeri. În 8-9 iunie vor fi cele europarlamentare, 9 iunie vor fi cele locale. Știți, opoziția spune, doamne, de ce le faceți acum, că vă e frică de alegeri, să le faceți la termen. Să știți că pentru omul politic, ceea ce e valabil și pentru fiecare om politic, indiferent de partidul pe care îl reprezintă, campania electorală începe în ziua în care ai câștigat sau în ziua în care ai pierdut. În ziua în care ai câștigat pentru că ai avut un program politic în care ai spus cetățeanului că vrei să faci anumite lucruri pentru el și pentru comunitate, și de atunci începe, dacă vreți, tic-tac-ul acela în care timpul se scurge și vin următorii 4 ani. Așa că cei care plâng acum și spun că, domnule, eram pregătit sau nu eram pregătit, să știți că dacă până acum n-au livrat românilor nimic și n-au făcut nimic pentru ei, cu siguranță în următoarele 3 luni, 5 luni, 7 luni nu vor face. Și credem că noi, ca Partid Social Democrat, cel puțin în Galați, am demonstrat și demonstrăm galățenilor că trendul nostru este de creștere în tot ceea ce înseamnă investiții, în tot ceea ce înseamnă actul educațional, investiții în actul educațional, în tot ce înseamnă domeniul de sănătate și nu numai străzi, lumina public, tot ce înseamnă material rulant, că înseamnă autobuze, troleibuze, tramvaie, troleibuze. Să știți că merg la București, eu merg cu mândrie. Și de fiecare dată, dacă mă urmăriți pe toate canalele naționale, spun de fiecare dată, vă dau exemplu Galațiului. Vă invit la Galați să vedeți cum arată. Nu știu, dacă vrem de infrastructură, strada Siderurgiștilor, 1 decembrie, Traian Vuia, Hericoanta. Și gălățenii ar trebui să fie mândri de acest lucru. Spun că nu avem, cum e în București, nu avem numai autobuze și troleibuze și tramvaie noi, ci avem și troleibuze noi, avem și minibuze noi, avem și calea de rulare făcută nouă, da? Avem firul contact și tot ce înseamnă piste de bicicletă, ceea ce înseamnă că se dezvoltă Galațiul și invit pe fiecare dintre cei ce ne ascultă, da? Fiind în București și nu numai, spunându-ne, vă invităm la Galați.
hai să fim corect și să spunem că n-am făcut tot și că nu am avut din punct de vedere tehnic, din punct de vedere financiar și că mai avem lucruri de făcut, cum sunt, dacă vreți, falezea pe care trebuie să o facem, Valea Țiglenei, cum spune domnul primar, pentru că ar trebui acolo să facem într-adevăr un mega proiect, dar avem nevoie de finanțare, dar toate lucrurile acestea le vom face, să știți, împreună într-o echipă consolidată a Partidului Social Democrat. Dar pe fondul unor știri negative care vin de la presa centrală, televiziune în general, care ne prezintă un șir întreg de știri negative, mai aflăm din când în când și vești bune care vin de la Bruxelles. Recent am aflat de la domnul Dan Nica, liderul delegației române în Parlamentul European, că pe fondul acesta al războiului din Ucraina, industria siderurgică a avut grav de suferit, dar acum iată că primește industria siderurgică un ajutor, în special industria oțelului va fi finanțată cu 20%. Eu vă propun să vedem în minutele următoare un interviu pe care ne l-a acordat domnul Dan Nica pe baza acestui subiect. Haideți să-l urmărim. Bun găsit, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră, domnule președinte. Pentru început, aș vrea să ne vorbiți despre recenta intervenție pe care ați avut-o dumneavoastră în Parlamentul European pe tema fondurilor, atragerii de fonduri europene pe industria siderurgică. Așadar, vorbim despre bani pentru industria oțelului, bani europeni. Dați-ne mai multe detalii despre acest subiect. Într-adevăr, este o veste extraordinară pentru noi, pentru Galați, pentru combinatul siderurgic din Galați, pentru că am reușit ca în cadrul așa numitului dosar STEP să introduc, deși Comisia Europeană nu a fost de acord, deși Consiliul era reticent, am reușit să introduc faptul că industriile care sunt mari consumatoare de energie, în special industria oțelului, dar valabil și pentru industria aluminiului și celelalte industrie, dacă sunt definite de către guvernele statelor membre, să poată să beneficieze de sprijin financiar. Deci am făcut acest lucru. Cu toți am văzut consecințele războiului din Ucraina. Cu toți am văzut cât de puternic au fost afectate piețele, în special piața Uniunii Europene. Vă dau un simplu, vă reamintesc că v-am mai spus asta și vă spun încă o dată. 40 de milioane de tone de producție de oțel, de capacitate de producție a oțelului a fost închisă în Uniunea Europeană în ultimul an de zile. Asta, pe de o parte, pentru că a fost o cădere a pieții, consecințele războiului din Ucraina au făcut ca anumite componente și lanțul de aprovizionare să fie mai scump, dar sigur cu un impact au avut și importul de produse siderurgice din țări care sunt din afara Uniunii Europene. Deci o greșeală din partea Uniunii Europene. Iar peste asta s-a suprapus această criză a prețurilor din energie, energie electrică și gaze, care a dus la o creștere a costurilor de producție la un nivel care este nesuportabil, nesustenabil. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, celelalte țări, de exemplu Germania, Franța, n-au stat și au dat ajutoare care sunt consistente. Am văzut un raport că cifra de ajutoare de stat acordate pentru industria oțelului în câteva 2-3 țări din Uniunea Europeană a depășit 8 miliarde de euro. Sigur că în această competiție România nu are banii necesari ca să poată să susțină prin ajutoare de stat o asemenea competiție. Noi nu avem, cum să spunem, buzunarele atât de mari, de largi, cum le are Germania. Și atunci a trebuit să... Și ce am încercat și am reușit a fost ca banii europeni să poată să fie folosiți pentru a sprijini industria oțelului. Și industria aluminiului, repet, și industria cimentului și îmbrășămintele pot fi intrat la această categorie. Se cheamă industriile... în engleză spune hard to abate, deci sunt industrii care au un consum mare de energie în costul, prețul final al produselor pe care le produc și care sunt direct impactate, pe de o parte, de nivelul foarte mare al prețului energetic și la gaze naturale și, pe de altă parte, taxarea dioxidului de carbon, care face ca aceste produse să fie foarte scumpe, un preț foarte ridicat. Și concret, deși propunerea inițială se referea doar la acele industrii care produc componente pentru așa numitele emisii zero de dioxid de carbon, deci să produci panouri solare, să produci elemente sau turbine eoliene, să ai componente care să lucreze pentru producția de hidrogen, am reușit să introduc într-un dosar, aici a fost marea reușită pe care am obținut-o,
ca în industriile cu emisii zero de dioxid de carbon, se introduc și pe cei care ar contribui la acest obiectiv și ar introdus oțelul. După care, în partea de step, pentru a evita discuțiile, pentru că toată lumea iubește oțelul. Noi la Galați, pentru noi este a fi sau a nu fi. Noi o producție care ține produsul intern brut al Galațiului, al României, și sunt și 10.000 de oameni care direct acolo trăiesc și își întrețin familiile ca urmare a faptului că combinatul din Galați produce oțel. Și atunci, în step, am reușit să introduc concret că tot ceea ce este în precedentul dosar, se cheamă NZIA, Net Zero Industrial, deci industria care produce componente cu emisii zero, să poate fi finanțate de fonduri europene. Și am introdus câteva prevederi care sunt foarte importante. Până la 20% din fondurile de dezvoltare regională să poată să fie folosite pentru acest lucru. De asemenea, să poată fi folosite și subiecte care sunt în Just Transition Fund. Foarte important. Și cu acești bani, plus banii care sunt în reglementarea STEP, ca atare, care nu sunt deschis foarte mult, dar faptul că poți să utilizezi din acești bani europeni care deja sunt alocați pentru a avea îndeplinit aceste obiective strategice, așa sunt definite, sunt vorba de industrie strategice. Și oțelul este o industrie strategică, iar pentru România este o industrie super strategică. Fără oțel e complicat, nu poți să faci mare lucru. Dar în ce construcții, nu poduri. Vă rog. În ce măsură este afectată astăzi industria siderurgică din România și în special cea din Galați? Foarte puternic. Foarte puternic. Și industria siderurgică europeană și industria siderurgică din România este afectată de acele elemente care vi le-am spus. O piață care este puternic afectată de consecințele războiului din Ucraina, peste ele au venit și consecințele războiului din Orientul Mijlociu și faptul că rebelii Houthi atacă navele din Marea Roșie și asta a făcut ca lanțul de aprovizionare să vină cu niște costuri care sunt costuri mai mari decât în mod normal. Și evident, combinatul din Galați a fost foarte puternic lovit. Foarte puternic lovit. Și atunci, din fericire, în luna decembrie, Guvernul României a intervenit și am și mulțumit public primului ministru Marcel Ciolacu pentru că acel sprijin care a fost dat prin împrumutul care a fost acordat combinatului din Galați, a reușit să creăm capitalul de rură care să poată să repornească activitatea și să producă oțel. Asta e, de fapt, ceea ce vrem cu toții, să producă. Asta înseamnă produs intern brut, asta înseamnă că oamenii își primesc salariile și că toții își înțelegem de ce e nevoie ca acest lucru să funcționeze. Complicat ar fi fost, vă rog. Nu, complicat ar fi fost dacă nu găseam aceste soluții. Prima soluție de urgență a fost în decembrie și ea s-a adoptat, ceea ce a permis combinatului ca astăzi să funcționeze și să-și pornească activitatea. Iar partea a doua este partea ce faci de aici înainte. Și este clar că trebuie să-i dai un sprijin, cum v-am spus, pentru că acest lucru a fost recunoscut până la urmă, de către că am avut eu dreptate, da. Această propunere pe care am făcut-o a fost adoptată și de către Consiliu, deci toate statele membre în Consiliul care s-a ocupat de acest subiect, se cheamă Consiliul de Competitivitate, Comisarul pe Industrie, Comisarul care se ocupă de partea de competitivitate, toți au fost de acord că trebuie formulate aceste măsuri, pentru că astfel nu vom mai avea în Uniunea Europeană o industrie strategică care să fie a oțelului și noi în România n-ar fi avut niciun fel de industrie a oțelului și noi în Galați am fi fost într-o situație înfiorătoare. Va reuși acest ajutor european și împrumutul pe care l-a făcut combinatul cu, așa cum spuneați, cu ajutor la începutul anului, să redreseze activitatea combinatului siderurgic de la Galați? Sunt absolut convins că da. Deci ce am văzut astăzi, ce am vedea cu toții, este că au oporit activitatea, că ea merge, din ce înțeleg eu, merge în condiții bune, foarte bune, au reușit să rezolve câteva probleme pe lanțul de aprovizionare, că vă repet, și faptul că războiul din Ucraina, din ce am înțeles eu de la ei, coxul nu mai au cum să-l mai aducă din Ucraina, că fabrica de cox a fost distrusă de ruși în bombardamentul ăsta, nu știu dacă n-a fost la Avdinka sau unde era, dar era cea mai mare entitate de producere a coxului. Și acum rămăsese doar varianta din Polonia. Polonia nu are cox suficient și trebuie să aducă coxul de prin America de Sud, de prin Africa, nici nu știu, Asia, nu știu exact de unde le aduc. Dar cert este că acest lanț de aprovizionare este unul care a devenit lung și foarte scump.
Una era să-l aduci de aici, de la 300-400 de kilometri de Galați, și alta să-l aduci de la 4.000 de kilometri de Galați. Dar au reușit, din ce știu eu, să rezolve foarte multe din aceste situații, tocmai pentru a avea un flux continuu de aprovizionare cu materii prime esențiale pentru producerea oțelului. Dumneavoastră sunteți și coordonatorul Comisiei de Energie în Parlamentul European. Din poziția pe care o aveți, cum vedeți stoparea speculei la energie a societăților de profil? Aici, iarăși am avut dreptate eu. Acum un an de zile, și am să repostez video cu intervențiile mele de acum un an de zile, când am fost foarte vehement, extrem de vehement, când am spus și doamne comisar pe energie și directoarei generale de la Direcția Generală de Energie în cadrul Comisiei Europene, intervenții și întâlniri separate, continuu. Și în plen, am spus așa, opriți specula cu prețurile energiei. Nu se poate ca să existe o asemenea situație, și vorbim de anul trecut, când facturile la energie electrică atinseseră un nivel absolut de neacceptat. Iar la gaze au fost zile în care prețul a crescut până la 3.000 de euro 1.000 de metri cubi. Deci de 15, de 20 de ori față de prețul precedent. A doua chestiune, știam cu mare exactitate că profiturile, așa numite excepționale, sunt realizate, erau realizate practic de cam de toți de pe piața de energie electrică și de gaze. Și am spus, domnule, dacă sunt excepționale și le fac toți, este ceva în neregulă. Și a treia chestiune, pentru că prețul la gaze era stabilit de către hub-ul de gaze de la Amsterdam, am spus, deci nu creați o bursă a gazului, astfel că cu toții să știm care este prețul bursei în Uniunea Europeană, dar mai mult de atât, fiind bursă, te obligă la transparență, să faci publice, care sunt informațiile, cine sunt acționarii. Și am spus, sunt informații, și spuneam, am spus asta de mai multe ori, că există vânzări succesive, vânzări repetate, deci nu cumpăram noi gazul de la unul care venea cu gazul, îl dădeam la distribuitorul din România și consumatorul final plătea cât era factura de achiziția gazului plus costul de transport. Ceea ce probabil mi s-ar părea normal și mi s-ar părea și mie. Și pe acest lanț mai apăreau încă 5-10 firme care fiecare își puneau o marjă de profit ca să crească artificial prețul și făceau profituri mari. Așa au apărut SRL-uri din astea care aveau un angajat și cu cifre de afaceri de sute de milioane, lei, euro, și pe România au apărut. Și asta a apărut peste tot Uniunea Europeană. Așa numiți băieți deștepți care de data asta se ocupau, fiind bine conectați, de vânzările acestea succesive. Și acest dosar REMIT, care a devenit oficial și votul de astăzi din Parlamentul European va consfinți acest lucru, spune așa, toți cei care se ocupă cu specula în domeniul energiei sunt pedepsiți. Și cum sunt pedepsiți? Cu 15% din cifra de afaceri anului viitor, 15% din cifra de afaceri. Deci nu din profit. După care, amenzi pentru cei ca persoanele care sunt în conducerea acestor firme. Amenzi care pot să meargă până la 5 milioane de euro. Dar ceea ce este foarte important este că s-a stabilit clar mecanismul ce are de făcut, cine și mai ales cum anume ne asigură pe noi. Că când au fost prețurile astea mari, cineva le-a plătit. Vestea bună că pentru cei care au făcut specula a fost că ei și-au făcut umplut buzunarele, vestea proastă a fost pentru noi toți ceilalți. Că prețurile erau nejustificat de mari, le-au plătit firmele, unul le-au dat faliment, alții au trebuit să concedieze oameni. După care, noi acasă am strâns din dis și am plătit cât a fost factura la energie, cât a fost factura la gaze, am plătit. Am mai dat caloriferul mai mic sau am făcut lucruri, au stins becurile mai des și așa mai departe, dar tot au fost insuportabil de mari. Sigur, guvernul a intervenit și a pus acel mecanism de limitare și a spus prețurile sunt compensate până la un anumit nivel și în sfârșit a făcut ceva. Trebuia făcut ceva, că pentru că erau foarte mulți oameni în România care pur și simplu nu puteau să plătească facturile, nici la energie, nici la gaze. Dar revin la partea de speculă, pentru că pentru noi ce este important să știm este că dacă este greu, este greu pentru toată lumea. Este greu pentru cei care ne privesc, cei care se duc la servici, la locul de muncă și constată că nu au cu ce să lucreze pentru că firma nu mai poate să plătească factura la curentul electric, la energie electrică sau la gaze. Și mai departe, că ei sunt, îi interesează să știe că sunt pedepsiți.
Ei, și în momentul acesta, când vă spun, am documentat un timp și am întrebat și eu, care e situația în acest moment? Și ce îmi spune raportul care l-am primit eu? Acer, să scrie Acer, este agenția europeană pentru care reunește toți reglementatorii de energie din statele membre ale Uniunii Europene. Această agenție, în cadrul REMIT-ului, ea are niște atribuții foarte clare. De ce s-a introdus pe lângă partea de reglementator național și ESR-ul? Pentru că sunt foarte multe chestii de tranzacții din aceste transfrontaliere. Adică ei se prefăceau că aduc gazul, el venea până în 3 state membre sau încă 2 state din afara Uniunii Europene și spunea și ăsta e prețul. Cine poate să investigheze care sunt tranzacțiile acestea transfrontaliere? Și am băgat, clar, atribuții precise pentru ei. Trimestrul 4 al anului 2023. Deci, trimestrul care s-a încheiat acum 2 luni. Care crezi că este cifra de cazuri investigate sau care se află pe rolul lui Acer pentru încălcarea prevederilor REMIT, adică cei care sunt suspectați de infracțiuni de înșelăciune, se cheamă inside trading, de comercializare a produselor de energie beneficiind de informații privilegiate care n-ar trebui să, pe care n-ar trebui să le dețină, 379 de cazuri. 379 de cazuri înregistrate în trimestrul 4 al anului trecut. Sigur că și aici este o discrepanță mare între numărul de cazuri înregistrate și cât au putut efectiv să instrumenteze. Dar sunt și cazuri care sunt instrumentate de autoritățile naționale și aici vă pot spune așa, că există cazuri în care au fost investigate în România, care a dat și cea mai mare amendă de 100 de milioane de euro, dar mai sunt și în alte părți, de exemplu în Italia, unde la fel i-au prins pe unii care se ocupau de acest lucru, sunt cazuri care au fost documentate și amenzile aplicate. Nu vorbesc de investigațiile care se află în curs. De asemenea, reglementatorul francez, care la fel a prins pe o firmă Engie pentru care a dat 500.000 de euro, pentru să vedeți că ce vă spuneam eu, că astea sunt motivele care până la urmă au și fost, cum să spunem, validate ca fiind probleme în Franța. Pentru că nu au, și am încercat traducția engleză imediat, de-aia am un pic de întrerupere, pentru că nu au făcut publice informațiile care ar fi trebuit să le facă publice dacă beneficiază de informații care nu sunt destinate publicității și sunt considerate informații interne care nu ar trebui să fie deținute de anumită firmă. De asemenea, așa am făcut-o la timp. Ca și aici, deci când ai asemenea lucruri, trebuie să faci și informația să fie publică și ea să fie cunoscută de către toți din piață. Iar în România, cei 107 milioane de euro, eu vă citesc din raportul Acer acum, deci nu ce am știm noi în România, ci cel are reglementatorul european, pentru că s-au trimis informații false, înșelătoare și cu călcarea directă a articolului 5 de manipulare a pieții. Foarte grav. Deci manipularea pieții este considerată o infracțiune foarte gravă, iar în Italia, pentru că s-au trimis informații false și au trimis informații care au manipulat piața. Și vă aduceți aminte că eu spuneam la un moment dat, nu se poate ca prețul la gaze să scrie că dă cineva pe un site de știri că mâna stângă a lui Putin nu se mișca la fel de bine și că el are o problemă cu mâna stângă și creștea prețul la gaze cu 20%. Păi, dar ce legătură are mâna stângă a lui Putin cu prețul la gaze? Eu, fiind, nu sunt naiv, dar vreau să spun, adică orice om de bună credință, și mă refer la cei care ne privesc, judecă așa. Dom'le, dacă prețul a crescut că ce? Orică ăla care îl produce îl vinde mai scump, ăla care îl transportă, teoretic, n-ar trebui să aibă fluctuații foarte mari de preț și cam eu ar trebui să plătim prețul final cam de aici, din aceste motive. Dar faptul că stânga lui Putin nu se mișca bine, asta nu e o chestiune pe care eu s-o înghit ușor. Pentru că problemele de sănătate ale lui Putin sunt ale lui și nu au legătură cu piața de gaze. Dar vreau să spun că toți au folosit o chestiune de aceasta de manipularea pieții,
ca să determine o creștere artificială a acestor prețuri, fără legătură cu realitatea. Știți ce întrebare am pus eu? Doamne, era directora generală. Doamne, gazele astea erau pe conducte, erau în Uniunea Europeană. Când a apărut știrea cu mâna stângă a domnului Putin că nu se mișcă bine, păi gazul nu era adus pe conductă, nu era în Uniunea Europeană. Păi da, și atunci cum îl vindeți voi două ore mai târziu cu 50% mai scump pentru că a apărut între timp știrea cu mâna stângă? Deci v-am spus toate aceste lucruri ca să înțelegeți că aici chiar este o... Da, eu mă trăiesc, dacă vrei să te lupți și să te bați, chiar poți să faci toate aceste lucruri, pentru că ele fac parte și din bunul simț pe care îl are fiecare dintre noi și nimeni nu îi place. Mie cu atât mai puțin, nu mi-a plăcut niciodată să fiu păcălit sau să fiu luat de, vă spun, românii de fraier. Pe final, deci, domnule, vă rog. Da, vă rog. Pe final, vreau să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că aceste amenzi foarte mari îi vor descuraja pe cei care practică aceste metode. Răspunsul meu este da, dar e un dar. Da, dar. Aceste lucruri trebuie să continue și să vedem care este limita între amenzi și penal. Pentru că la un moment dat un anumit tip de comportament al unei persoane care conduce o companie de energie și care poate să producă o pagubă mare. Dacă respectiva companie are o poziție mare semnificativă pe piață, crescând, dublând prețurile, vă dau un exemplu, dublează prețurile energiei și gaze, noi îl prindem și dăm amendă după o lună, după două, după trei, rău a fost făcut. Pentru că energia electrică a trebuit să o consume cineva, firmele au dat faliment, oamenii și-au pierdut locuri de muncă și asta înseamnă subminarea economiei naționale. Și în aceste situații eu cred că limita trebuie să meargă spre penal, pentru că altfel ce înseamnă? Bun, plătește amenda și dacă el a fost rău intenționat, doamnă. Dacă el a vrut să facă rău, dacă scopul lui a fost să facă rău pe lângă faptul că a vrut să adori să facă bani, nu vi se pare că ar trebui să existe niște pedepse care să meargă dincolo de această amendă și să meargă în zona penală? Părerea mea că da. Sigur. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră în emisiunea noastră și vă mai așteptăm cu noutăți de acolo din Parlamentul European. Și eu vă mulțumesc pentru invitație, oricând. L-am urmărit pe domnul Dan Nica. Ați văzut care este părerea dumneavoastră despre acest program STEP. Credeți că datorită acestui demers se va salva siderurgia în general națională, implicit cea locală? Primul lucru, dați-mi voie să vă spun că avem nevoie de oameni profesioniști, oameni care țin cu România, țin cu Galațiu și care să se bată pentru noi. Cum este domnul Dan Nica? Suntem într-o echipă, să știți, în tot ceea ce facem pentru Galați, atât pe plan local cu domnul primar Ionuț Puchianu, cu domnul președinte Costel Fotea, cu noi, ceea ce înseamnă senatori și deputați care am votat și votăm Guvernul României și ceea ce facem ca și activitate parlamentară, dar nu puteam face nimic, să știți, sau mult mai puțin făceam dacă nu aveam și pe domnul președinte Dan Nica, europarlamentar. De ce? Pentru că vedeți că la nivelul de acolo, zice lumea că noi nu suntem pro-europeni, nu avem cum să nu fim altfel. De ce? Pentru că de acolo vin fonduri europene și putem să ne dezvoltăm, de acolo cu oameni pricepuți, oameni serioși și oameni care vor și dedicați României, să putem într-adevăr să prindem și siderurgia, cum a spus domnul președinte, să fie eligibilă de a primi bani. De ce? Pentru că România trebuie să joace un rol esențial în tot ceea, să fie un hub. Da? De aici, de la noi, de la Galați, România, de fiecare dată am spus, este calea de intrare în Uniunea Europeană. Nu suntem ultimii din Uniunea Europeană. Eu o văd ca de aici începe Uniunea Europeană, din Galați. Da? Avem graniță cu Ucraina. Și într-adevăr, să știți, acest conflict militar între Federația Rusă și Ucraina ne-a afectat și pe noi. Și pe noi gălățenii și noi România mult mai mult decât pe alte țări. Și credem că și avem nevoie de această siderurgie. Bineînțeles, pentru noi e și ceva, dacă vreți, sentimental. Sentimental. Tatăl meu a lucrat în combinat și vă dați, era Sidex atunci, acum este Liberty. Și pentru noi gălățenii înseamnă istorie, înseamnă tradiție, înseamnă ceea ce ar trebui să facem. Și dați-mi voie să cred că într-un mix acesta, într-un hub în care putem să avem siderurgie și putem avea oțel și mă gândesc și ne gândim că pe cale diplomatică acest conflict militar se va termina,
Galațiu să joace un rol de hub, astfel încât să ajutăm la reconstrucția Ucrainei, pe tot ceea ce înseamnă cale de rulare, pe tot ce înseamnă rutier, feroviar, naval, aerian și tot ce înseamnă siderurgie și nu numai siderurgie, poate și alte domenii în care să putem într-adevăr să ajutăm reconstrucția Ucrainei. Dar ne putem aștepta la un boom economic generat de siderurgia românească? Știm că pe platforma siderurgică de la Galați lucrează mii de gălățeni și alte mii probabil că trăiesc din tot ce înseamnă de, țin de siderurgie. Pe da. Orizontală suntem în combinat ceea ce știm, suntem undeva la 7 milioane și 7 mii de muncitori și încă 10, deci sunt 10.000 cu tot ceea ce înseamnă pe orizontală alături de tot ce înseamnă combinatul siderurgic, ceea ce avem nevoie, da, avem nevoie de siderurgie, avem nevoie de, ce zicea și domnul președinte, domnul europarlamentar Danica, zicea avem nevoie de contracte, poate pe consumul de energie să fie, de gaz și de energie să fie la un preț preferențial. De ce? Pentru ca produsul finit să fie competitiv pe piața europeană și nu numai, și în piața mondială. Avem nevoie de investiții și să ajutăm acest domeniu al siderurgiei. Da? Pentru că avem nevoie de investiții și trebuie investiți de fiecare dată și avem nevoie de să nu poluăm și, într-adevăr, să ajutăm și natura și mediul înconjurător. Ați văzut că domnul Danica a vorbit și despre specula în energie. Credeți că prin revizuirea acestui regulament, REMIT, se va reuși stoparea acestui fenomen? Știm cu toții că anumiți băieți deștepți de fiecare dată noi plăteam, da, și eram încărcați fără să știm un megawatt, că dacă a pus mai puțin, kilowattul mai mult, mai puțin, adunat într-o masă, unii au câștigat foarte mulți bani, doar unii. Și atunci, bineînțeles, că acea speculă trebuie oprită, astfel încât cât consum să și plătești și să eliminăm acest lucru neconcurențial și doar pentru anumiți oameni de a câștiga. Sper că, într-adevăr, prin regulament să se stopeze această speculă și, într-adevăr, acei băieți deștepți să câștige doar cât trebuie să câștige de fiecare dată, să ai un profit rezonabil, să ai astfel încât nu să pui povara pe populație, cât și pe toată industria, că nu vorbim numai de populație, ci vorbim și de industria românească și nu numai românească. Și atunci credem că este binevenit. Tot la fel domnul președinte, domnul europarlamentar Danica a avut o poziție tranșantă și se va lupta în Parlamentul European. Sperăm și cred și avem convingerea, pentru că noi, atât noi ca și organizație județeană PSD Galați, cât și regiunea Sud-Est a votat ca domnul Danica să candideze, având un vot unanim în regiunea Sud-Est, să fie pe o poziție eligibilă ca și europarlamentar pe 8 și pe 9 iunie și avem de ce să ne mândrim noi și să ne batem într-adevăr să avem cât mai mulți europarlamentari, eurodeputați care să vorbească de România, să vorbească și să se lupte pentru drepturile românilor, astfel încât nu numai am vorbit de siderurgie, am avut poziții legate de tot ce înseamnă fermierii români, am avut de ce înseamnă transportatorii români, am avut tot ceea ce înseamnă de Schengen și credem că o echipă puternică, o echipă profesionistă, o echipă naționalistă, dacă vreți, să vorbească, să fie trimisă în Parlamentul European și să vorbească mai mult de România și de nevoile românilor. Ați dezbătut recent în Senat proiectul de lege pentru aprobarea contractului de finanțare autostrăzii A3. Mă interesează să aflu în ce stadiu se află și celelalte proiecte de transport care leagă Galațiul și Brăila de alte drumuri care fac legătură cu țara. Și mă refer aici la autostrada Moldovei, la autostrada A2. Care este stadiul acestor lucrări? Dumneavoastră sunteți în măsură să vorbiți, având în vedere că ați fost și secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Da, am spus de fiecare dată, din 2016, din partea Partidului Social Democrat, am lucrat și lucrez la planul de guvernare pe partea de transporturi. În 2020 a fost același lucru. A fost foarte bine. De ce? Pentru că de fiecare dată am pus pe hartă Galațiu și am spus că avem nevoie de infrastructură rutieră, feroviară, navală, cât și aeriană. Ceea ce drumul expres Galați-Brăila va trebui să se finalizeze anul acesta. Se lucrează la podul peste Siret și sper să fie finalizat anul acesta. Dacă vorbim de varianta de ocolire, centura mare a Galațiului,
Sunt niște probleme. De ce? Pentru că atunci, în 2019, când am scos la licitație, a fost câștigată de către domnul Umbrărescu, ceea ce nu e rău, ci foarte bine, dar după a mai câștigat niște proiecte importante, ceea ce înseamnă autostrada A7, ce a spus, a Moldovei, și lucrează într-un ritm alert acolo. Anul acesta se va da dinspre Focșani-Buzău, va fi Ploiești-Buzău, scuzați-mă, va fi va avea o recepție pe o secțiune de drum și, într-adevăr, va trebui să termine aceasta în 2026, tot ce înseamnă autostrada Moldovei. Ceea ce noi trebuie să facem și ceea ce face și domnul președinte Costel Fota este lărgirea drumului dintre Galați până la Hanu Conachi, ceea ce face APDM-ul prin Marcela Costea, directorul general, este modernizarea în tot ceea ce înseamnă platforma multimodală, asta înseamnă portul din Galați, pe prima fază, a doua fază și a treia fază, astfel încât atunci când vom juca, când se va finaliza acest conflict militar, cum am spus mai devreme, într-adevăr, Galațiu și România să joace un rol determinant în zonă, astfel încât să avem platforma cea de 150.000 de containere, să avem terminalul, astfel încât să putem de la ecartamentul rusesc să trecem la ecartamentul european și astfel încât să putem, într-adevăr, pe cale ferată să luăm marfa și să ducem marfa către Ucraina. Iar din punct de vedere al, dacă vreți, aeroportului, pentru că toată lumea zice se va face, nu se va face, vă spunem că așteptăm un aviz de la Ministerul Apărării Naționale și, având în vedere acest conflict militar, suntem încă în stand-by, dacă pot spune așa. De ce? Pentru că ne afectează pe toți acest conflict militar, dar lucrăm, am avut în bugetul de 2024, am prins bani pentru a continua această investiție, pentru că avem nevoie de studiu de fezabilitate și după care de proiectare și apoi execuție. Am convingerea, v-am zis, pe cale diplomatică, acest conflict militar se va termina anul acesta și astfel încât să continuăm tot ce înseamnă investițiile. Iar legat de această legătură pe care ar trebui să o avem noi cu A2-ul, cu Autostrada Soarelui, există tot așa un ADI făcut între Galați, Brăila, Ialomița și Călărași. Suntem în studiu de fezabilitate și acest lucru se va finaliza. Avem nevoie de timp pentru că vorbim de investiții în infrastructură complexe și că, de adevăr, nu poți într-un an de zile sau în 2 ani de zile să poți să implementezi acest proiect, dar credem că votul gălățenilor, atât la primărie, Consiliul Local, președinte Consiliul Județean și Consiliul Județean, să putem într-adevăr să continuăm aceste investiții atât de importante pentru Galați. În momentul de față sunteți membru în Comisia pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Inteligență Artificială, da? Și recent ați participat la o întâlnire împreună cu domnul ministru Bogdan Gruia, Ivan Gruia, da? La gala dedicată cercetătorilor români. La ce nivel a ajuns astăzi cercetarea românească comparativ cu celelalte țări ale Uniunii Europene? Să știți că dacă nu investim în cercetare, inovare, digitalizare, nu vom avea rezultate. Avem minți luminate și oameni extraordinar de valoroși în România. Din păcate nu am făcut acest lucru, nu am investit, pentru că când vorbești de cercetare și inovare, nu vorbești de un lucru în care plătesc astăzi ceva și mâine vedem, avem un rezultat, dar nu avem rezultat, atunci nu mai dau banii. Ce efectiv trebuie să ai un tot timpul să investești în cercetare și numai în cercetare ca și în tot ce înseamnă dotări, laboratoare și tot ceea ce are nevoie un cercetător. Să știți că au primit, și doar două exemple vă dau, au primit două premii, un grup în care au descoperit, ei au și produs o inimă artificială. Deci o inimă artificială, au câștigat premiul în această gală, pentru că au o inimă artificială. Și a spus că așteaptă nerăbdare și toate eforturile, pentru că e o echipă, toate aceste eforturi vor prinde contur sau vor fi șterse de pe din mintea lor atunci când primul om va fi salvat. Și am mai câștigat un premiu, tot așa, prin o echipă prin care vorbeam de țesut muscular artificial, crearea de țesut
muscular artificial, ceea ce înseamnă și multe alte lucruri senzaționale, să știți, oamenii, echipele, tinerii, sunt și foarte mulți tineri, cred că trebuie și ceea ce a zis și Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizare, domnul Ivan Gruia, a zis foarte clar că împreună cu domnul prim-ministru Marcel Ciolacu a spus același lucru, că în 10 ani de zile, într-adevăr, să ne uităm și să spunem că, într-adevăr, România este un hub al cercetării mondiale, nu numai în Europa, și dacă investim în acest lucru, am încrederea că acest lucru se va întâmpla. În ultima parte a emisiunii, domnule senator, aș vrea să vorbim tot despre subiectul principal al anului și acela despre alegerile de anul acesta. Este agitație pe scena politică, mai ales de când PSD și PNL au anunțat comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. Cât de confortabil este pentru dumneavoastră, din punct de vedere politic, această comasare? Dacă vorbim de politic, în sensul de a continua această coaliție, eu am fost pentru această coaliție. De fiecare dată, atunci când, și la nivelul Galațiului, să știți, am fost printre singurii, cred, în care am spus că aș vrea o coaliție, de ce? Să fiu la guvernare. De ce? Același de ce, sau următorul de ce, este pentru că de fiecare dată vreau să conduc. Pune-mă să conduc, vezi dacă sunt bun. Dacă nu sunt, dacă fac ceea ce spun, atunci votează-mă în continuare. Dacă ceea ce promit și ceea ce spun că fac, da, în planul de guvernare, în programul politic, nu fac, atunci nu mă vota. Da? Nu vreau să stau pe lângă cum a fost acel guvern atât de nociv pentru România, PNL-USR. Și am spus că vreau să fiu la guvernare. Sunt momente, nu sunt momente atât de, dacă vreți, de bucurie sau de fericire, atunci când pe listă trebuie să fii cu anumiți la europarlamentare, da? Cu Partidul Național Liberal, iar la locale trebuie să fii într-o luptă directă cu cei de la Partidul Național Liberal. Cred că trebuie să facem diferența între România și ceea ce trebuie să facem pentru România și ceea ce înseamnă lupta politică la nivel local, deși eu sunt pentru un program politic, pentru realizări, pentru un bun simț, pentru declarații astfel încât să nu mă cer cu dumneavoastră, ci efectiv să vin și să vorbesc de ceea ce vreau eu să fac și ceea ce a făcut partidul meu și eu, ce am susținut, și fiecare în parte să susțină acest plan sau ceea ce dorește să spună că vor face pentru Gălățeni și pentru români. Și dacă românii consideră că ceea ce noi am făcut bine în Galați, atât în municipiu cât și în județ, să ne voteze în continuare, dacă nu am făcut bine, atunci să voteze pe altcineva. Adică așa înseamnă democrația, un debate, o dezbatere între ceea ce vrem să facem cu păreri pro și contra, da, și să câștige cel mai bun. Noi credem și am convingerea că Gălățenii și numai Gălățenii și oamenii care au venit în Galați în ultima perioadă au văzut o schimbare și că într-adevăr suntem pe trendul cel bun, că într-adevăr am investit în infrastructură școlară, că într-adevăr am învățat, cum a zis, în tot ce înseamnă sănătate, că am ajuns în fiecare cartier și am schimbat fața cartierelor. Bineînțeles, mai avem multe de făcut, mi se pare normal, dar cred că în următorul mandat, atât în Consiliul Local, cât și în Consiliul Județean, vom putea ajunge la ceea ce ne-am propus, într-adevăr, să devină orașul Galați un oraș european, de ce nu un oraș mondial. Știm că alegerile europarlamentare și cele locale se vor desfășura în același timp, dar despre cele prezidențiale și cele parlamentare, deocamdată se vorbește că se vor desfășura în zile diferite, în perioade diferite. Ați fi preferat și comasarea acestor alegeri ale celor parlamentare cu cele prezidențiale? Din punct de vedere al efortului oamenilor și al cheltuielilor, să zicem că da. Dar din punct de vedere al legalității, nu se poate face acest lucru. De ce? Pentru că avem o decizie a Curții Constituționale. Din câte știm, în momentul de față, alegerile prezidențiale vor avea primul tur pe 15 septembrie și al doilea tur pe 29 septembrie, după două săptămâni. Iar cele parlamentare vor fi pe 9 decembrie, plus sau minus, astfel încât românii să poată să-și exercite votul. Va fi un an greu, să știți. Eu sper și sper în sensul în care gândesc că chiar dacă vom avea o dezbatere și o luptă politică,
totuși să ne gândim la ceea ce trebuie să facem, adică să nu abandonăm tot ce înseamnă proiectele mari de țară și că, într-adevăr, nu vom sta doar să ne certăm, dacă vreți, la televizor sau în stradă, ci vom avea o dezbatere, v-am zis, legată de bun simț, de proiecte, de ceea ce vrem să facem pentru Galați, Brăila, pentru România. Și pe final, dacă ar fi să faceți o estimare, fără să țineți cont de sondajele care au apărut deja, ce scor credeți că va obține partidul pe care îl reprezentați dumneavoastră, PSD, la alegerile europarlamentare, atât la nivel național, cât și la nivel local? Împreună spuneți cu Partidul Național Liberal cum suntem acum, da? Împreună cu Partidul Național Liberal ar trebui să luăm, dacă vorbim de țară, undeva la 50%. De aceea am și făcut această alianță politică, o vom avea. Iar din punct de vedere local, credem că undeva la 60% vom fi cel puțin noi ca și Galați. De ce? Pentru că cred că am livrat românilor, gălățenilor, da? am livrat și am arătat că ne interesează și că împreună, v-am zis, primar, președinte, Consiliul Județean, echipa împreună am avut această schimbare de tot ceea ce înseamnă dezvoltarea Galațiului și mentalității și a românilor și a gălățenilor. Și vedeți, noi vorbeam la un moment dat că făceam acel program de implementam proiectul de eticheting cu cartelă, cu portofel electronic și să validăm la fiecare autobuz și că cum cumpărăm, că sunt oameni mai în vârstă, născuți mai devreme și cum vom putea, că nu vor ști să folosească. Oamenii se adaptează, să știți, la tot ceea ce e nou, la tot ceea ce le ușurează viața și atunci credem că acest lucru va avea, cel puțin pentru noi, pentru Partidul Social Democrat, vom avea votul gălățenilor pentru că avem nevoie de o echipă puternică. V-am zis, în Parlamentul European, în Parlamentul Românesc, avem nevoie la primărie, la Consiliul Județean. Și de ce nu, dacă îmi dați voie, cred că după 20 de ani de președinți de dreapta, cred că avem nevoie de un președinte social-democrat, un președinte care să unească și un președinte care să gândească nu numai, nu știu, să mă plimb sau să beau whisky sau știu eu ce să fac, ci efectiv să unească românii în așa fel încât să avem și relații diplomatice cu tot ce înseamnă țările atât din Uniunea Europeană și nu numai și să fie acel, dacă vreți, gospodarul României și omul care adună, nu care dezbină. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc mult succes pentru că va fi un an dificil. Mulțumesc. Și vă mai aștept aici la Reperul TV. Mulțumesc. Să analizăm toate aceste estimări pe care le-ați spus dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă doresc o seară plăcută tuturor.